Să vorbim un pic despre dronă. Drona este una extrem de puternică, are patru motoare fără perii, care brushless, care sunt extrem de puternice și rezistente. Vine cu o baterie destul de mare, însă dezavantajul acestei baterii reprezintă faptul că trebuie să o ții cam 5 ore la încărcat. Este o baterie de 7,4 V și 1800 de amperi. Este o baterie lipoli și ține cam 15 minute de zbor. Ar fi bine dacă v-ați mai cumpăra o baterie două, doar din ce am văzut eu, găsiți absolut orice piesă pentru această dronă, dar mai puțin baterii. Și baterii se găsește, doar că cei care le produc nu le trimit în România. În schimb, o să puteți folosi orice baterie care are o mufă asemănătoare. Această mufă se găsește destul de des pe baterii. Locașul de la baterie și bateria ca atare este unul destul de rudimentar, atât locașul cât și bateria. Nu se încadrează perfect în dronă cum se încadrează alte baterii în drone. Dar totuși să nu uităm că este o dronă extrem de ieftină. Pentru banii care îi dai pe ea, este o dronă care face mai mult, deci e capabilă de foarte multe lucruri. O chestie care trebuie să o știți e că se conduce destul de greu. Adică trebuie să fii profesionist. După ce te înveți cum să o manevrezi, o vei manevra cu ușurință. În schimb, trebuie să știi că nu face hover, deci nu stă într-un singur loc, are un fine tune, deci poți să o reglezi, dar totuși ea se va mișca stânga-dreapta, în față, în spate. Acea mișcare nu o vei putea regla să o faci să stea într-un singur loc. De aceea trebuie să te înveți să o iei cu pași mărunți, să te înveți și să nu o dai prea departe, pentru că s-ar putea să nu mai poți controla la început. Trebuie întâi să te înveți să o controlezi și să o pilotezi, iar după aia te vei aventura la distanțe foarte mari. Eu prima dată când am zburat cu ea, am pierdut-o și am găsit-o la 1 km și ceva. Am avut noroc că am găsit-o. Acum hai să vorbim despre rezistență. Este făcută dintr-un plastic foarte rezistent, foarte tare. Am scăpat-o de la înălțimi mari jos, deci am dat-o de asfalt. Am băgat-o prin toți pomnii. Am dat-o de zeci de ori de pământ. Nu s-a crăpat, nu s-a zgriat, nu nimic. Singurele care au avut un pic de au avut de încasat loviturile și au fost un pic deteriorate sunt elicile. Încă vine cu două seturi de elici, dar eu încă nu am schimbat elicile originale. Totuși am avut noroc pentru că le-am pus și acele aparatori, cum se vede în imagini. Se pot schimba, găsiți elicii schimbați, se pot schimba foarte ușor elicile, puteți pune mai multe tipuri de elici, le găsiți pe Gearbest, oricum vă las link-ul în descriere cu produsul ca să-l puteți achiziționa și voi. Este o dronă foarte, foarte puternică, foarte rapidă. După ce te înveți să o controlezi, este foarte distractiv. Deci merge extrem de repede, atât față cât și spate, stânga, dreapta, se rotește la 360 de grade, face unele flipuri peste cap. Deci, pentru banii care costă în jur, adusă în România, costă în jur de 130 de dolari dacă o cumpărați de la depozitul din Cehia. Recomand să o cumpărați din Europa pentru că nu o să trebuiască să-i faceți vamă. Vă vine direct acasă. Dacă o cumpărați din China, va veni la o poștă care are și vamă. Deci există cam 2-3 astfel de poște într-un județ. Și asta înseamnă că o să trebuiască cel mai probabil să mergeți o distanță destul de lungă ca să o puteți achiziționa, să-i faceți vama. În schimb, dacă o cumpărați de la depozitul de în Europa, deși e ceva mai scumpă, nu o să trebuiască să mergeți să-i faceți vama, o să vă fie livrată prin DHL direct acasă. Are un suport pentru cameră de acțiune. I-am pus, după cum se vede, o cameră, i-am pus Eken H9,
filmează, doar că e mai mult de design chestia respectivă, deci e mai mult o chestiune de marketing, să zic așa, pentru că filmările, fiind neavând gimbal, sunt foarte tremurate, de câte ori miști chiar și un pic drona, filmarea o ia razna, deci tremurul din filmare este destul de mare și nu o să vă ajute cu foarte mult filmarea respectivă. Totuși, dacă vreți să filmați așa pentru voi, este ok, o puneți camera, o ridicați și filmați ceea ce se întâmplă în jur. La fel, trebuie să știți că dacă adie un pic vântul și aveți camera pusă, montată, o să fie foarte greu să țineți drona în aer. Inevitabil o să vă coboare în jos. Probabil dacă găsiți o cameră mult mai ușoară, Eken H9 nu e atât de grea, dar cu toate astea, drona avea dificultăți să o țină pentru foarte mult timp în aer. Dacă nu-i pun camera, zboară fără probleme până ce se termină bateria. Circa 15, câteodată m-a ținut 17 minute dacă nu era vânt, câteodată 12 minute dacă era curenți mari de vânt și trebuia să o țin pe loc și să o mișc mai mult. În funcție de cum mergi, te ține undeva între 12 minute și 17 minute bateria. Și dacă îi pui camera, o să revină forțat la pământ. Totuși, partea cea mai bună la această dronă o reprezintă puterea motorului, calitatea materialului din care este făcut. Deci, sincer, orice altă dronă, chiar și DJI, dacă o scăpam și o dădeam de pământ cum am dat-o pe asta, dacă o băgam în pomi, dacă o pierdeam și o găseam la un kilometru și ceva pe un deal prăbușită, nu ținea. În schimb, asta nu are nici măcar zgârieturi pe ea. Deci, daunele sunt extrem, extrem de minore. De asta o recomand tuturor care vor o... E pentru cei care vor o dronă cu care să se distreze, cu care să înveți... Deci, prima dată trebuie să te înveți să pilotezi o dronă. Iar dacă ții o dronă ieftină de la noi, s-ar putea ca să nu te țină foarte mult sau prima dată când o atingi într-un copac sau o dai de pământ să nu mai fie bună de nimic. Am văzut astfel de cazuri. În schimb, drona asta nu are absolut nimic. Deci am băgat-o chiar și printre niște fiare. Deci am scăpat-o printre niște țevi. Am crezut că s-a rupt, că e gata de ea. Când am ajuns acolo, nu avea absolut nimic. Singurele care au fost puțin afectate au fost elicile și încă nu le-am schimbat. Sunt prima serie de elici, încă am pe ea prima serie de elici. O să mai îmi comand de elici de pe Gearbest ca să am de schimb. Ok, cam asta e review-ul meu privitor la această dronă. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să-mi dați un like, să mă urmăriți pentru că eu postez săptămânal lucruri interesante, zic eu, uitați-vă și peste celelalte videouri ale mele să vedeți cam despre ce este vorba. Dacă vreți să vă cumpărați o dronă, găsiți două linkuri, linkul către această dronă pe Gearbest, cât și un link către drone pe un magazin din România, în caz că vreți să vă cumpărați din România. Ne vedem data viitoare. Pa!